Și Iisus i-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Zisa lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, după credința voastră fie vouă, și s-au deschis ochii lor. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 9, începând cu versetul 28 până la 30. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia Duminicii a șaptea, după sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, vine în întâmpinarea noastră. Vine și așează în străfundul inimii noastre două minuni pe care le săvârșise Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prima dată vindecă pe acei doi oameni care erau orbi, iar pe urmă desleagă limba acelui om care era mut și care avea demon. Evanghelia Duminicii a șaptea face parte din capitolul 9 al Evangheliei de la Matei și care cuprinde mai multe minuni pe care le face Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și anume, prima dată, El ridică din slăbănogire pe acel om, pe acel slăbănoc care este adus în casă de cei patru oameni și de care Hristos se bucură văzând credința lor că El poate să-l ridice, să-l vindece. Apoi face o minune prin chemarea vameșului Matei să-l urmeze pe El, pe Hristos. Și acesta lasă totul, lasă casă, lasă familie, lasă funcția lui de vameș și-l urmează pe Hristos. Mai pe urmă vindecă pe fiica lui Iair, o ridică din moarte și o dă din nou tatălui său, pentru că Hristos este stăpânul vieții și al morții. Și capitolul 9 se încheie cu această minune a vindecării celor doi orbi din naștere și a acelui om care era mut și care avea demon. Toate aceste minuni nu fac altceva, iubiți credincioși, decât să ne arate calitatea de împărat al împăraților și domn al domnilor, calitatea de împărat al cerului și al pământului, calitatea de împărat peste tot ceea ce este creat, pentru că toate sunt făcute de către Dumnezeu. Și prin aceasta ne învață pe fiecare dintre noi că atunci când suntem în greutate, atunci când ne apasă povara păcatelor noastre, când suntem bolnavi, când suntem în suferință, să-L căutăm pe Hristos, pe Împăratul Împăraților și pe Domnul Domnilor. Pentru că El a venit în lume ca să mântuiască și să ridice pe fiecare dintre noi la făptura cea nouă, așa cum spune atât de frumos Sfântul Apostol Pavel, că în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt ceva, ci ceea ce este important este făptura cea nouă. Acea făptură plină de lumină, acea făptură plină de Hristos, acea făptură care se unește de plin cu Hristos prin Duhul Sfânt. Mergând mai departe, ne spune Evanghelia că Hristos, după ce a înviat pe fiica lui Iair, s-a dus spre casa sa. Iar doi oameni care erau orbi și care au auzit de lucrarea lui Hristos, au auzit de minunile lui Hristos,
auzit de puterea lui Hristos, strigau după el zicându-i: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de noi. Îl numesc Fiul lui David pentru că în acea vreme era cea mai mare onoare pentru un împărat ca să se asemene cu David, pentru că împăratul David era un etalon pentru toți cei care conduceau. La fel cum patriarhul Avraam este un etalon pentru toți dreptii Vechiului Testament. Și de aceea îl numesc pe Hristos Fiul lui David. Poate știau, poate nu știau, chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos se trăgea din vița împăratului David, prin Fecioara Maria. Și atunci Mântuitorul intră în casă și poartă un dialog cu ei, încearcă să activeze în ei credința ca o flacără care să ardă nu numai pe moment, ci să ardă în tot restul vieții lor. Și întreabă: credeți că pot să fac eu aceasta? Iar ei îi răspund lui Hristos: da, Doamne, credem. Și atunci Mântuitorul nostru Iisus Hristos se atinge de ochii lor și le spune: după credința voastră fie vouă. Și în clipa aceea, în ceasul acela, cei doi orbi văd lumină, se îmbracă din lumina lui Hristos, se alimentează din lumina lumii care era Hristos. Ne punem întrebarea: ce a dus la această vindecare a acestor doi oameni? Și răspunsul este oarecum firesc: credința lor. Care este credința noastră? Care este vibrația credinței noastre? Credem sau nu credem cu adevărat în Hristos? Avem o credință din străfundul inimii noastre sau o credință superficială doar de pe vârful buzelor noastre? Pentru că Hristos dorește să credem cu adevărat. Spunea atât de frumos apostolilor că dacă ar avea credință cât un grăunte de muștar, ar zice muntelui aceluia: mută-te în mare, și muntele s-ar duce în mare. Aceasta este puterea credinței. Ce este credința? Cum o putem noi defini ca în termeni această lucrare a lui Hristos? Credința nu este altceva decât ceea ce spune atât de frumos Sfântul Apostol Pavel evreilor în capitolul 11, definind credința pe scurt și pe înțeles, spunând așa: credința este adeverirea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Iar din punct de vedere dogmatic, credința nu este altceva decât în primul rând darul lui Dumnezeu pe care îl revarsă asupra omului. Iar credința nu este altceva decât conlucrarea omului cu Dumnezeu prin harul Sfântului Duh. Merg mai departe spunând că cea mai mare manifestare a credinței noastre, a unui om credincios, nu este alta decât atunci când vine la biserică și când participă la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și când aude pe preot care iese în fața credincioșilor având în mână Sfântul Potir în care se află trupul și sângele lui Hristos și cheamă cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste: apropiați-vă,
omul răspunde pozitiv și vine și se împărtășește din trupul și sângele lui Hristos. Este cea mai mare manifestare a credinței noastre atunci când ne întâlnim în taina Euharistiei cu Hristos, pentru că spunem înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos o rugăciune care nu este altceva decât o manifestare a credinței noastre, spunând așa: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Și ce mai cred, Doamne? Cred că acesta este prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Este o manifestare, iubiți credincioși, a dragostei noastre față de Hristos, față de biserică și a credinței noastre. De aceea, acești doi oameni care au primit lumină din lumina lui Hristos, au afirmat că cred că Hristos poate să-i vindece. Ține de noi, de fiecare în parte. Dacă îl lăsăm pe Hristos, pentru că Hristos ne întreabă pe fiecare dintre noi și de atâtea ori ne-a întrebat Hristos: crezi că pot să te vindec? Crezi că pot să ridic povara de pe umerii tăi? Crezi că pot să aduc mângâiere sufletului tău? Crezi că pot să aduc bucurie în casa ta, în familia ta, în străfundul inimii tale? Unii dintre noi am răspuns: da, Doamne, credem, și ne-am vindecat și ne-am întâlnit cu Hristos în inima noastră și nu-L mai lăsăm pe Hristos să plece din noi. Alții au căutat fel și fel de răspunsuri la această întrebare și încă caută, dar singurul adevăr este la Hristos, Cel care a făcut cerul și pământul, Cel care vine în întâmpinarea noastră și așteaptă la poarta sufletului nostru ca să-i deschidem, să-l lăsăm să intre în inima noastră, în viața noastră. Fără de mine nu puteți face nimic, așa spune Hristos. Și totuși omul încearcă să facă atâtea lucruri fără Hristos și fără Dumnezeu. Acești oameni s-au vindecat și Hristos le poruncește și le spune să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Dar ei, când au ieșit afară din casă, au propovăduit în tot ținutul acela că Hristos i-a vindecat, că Hristos le-a deschis ochii și văd. Însă ei vedeau cel mai mult cu ochii duhovnicești, nu cu ochii trupești. Chiar dacă erau orbi trupește, ei au văzut în Hristos lumina lumii, au văzut în Hristos că este Cel care poate să-i vindece, pentru că au crezut. La fel trebuie să credem și noi. Și îmi vine în minte acel pasaj din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, cu patriarhul Avraam, care s-a încrezut cu adevărat în Dumnezeu și care, atunci când Dumnezeu i-a cerut să-i aducă jertfă, dar de jertfă pe unicul său fiu, nu s-a împotrivit, ci a crezut în Dumnezeu. A pus în spatele copilului său lemne și a urcat în munte ca să-l sacrifice pe unicul său fiu pentru Dumnezeu. Iar Dumnezeu i-a adus mângâiere, i-a adus binecuvântare, i-a adus har. Acestea
ni le aduce și nouă fiecăruia dintre noi, aceluia care credem cu adevărat în Hristos, care ne punem viața noastră în mâinile lui Hristos. Trecem printr-o perioadă grea și cu toții cunoaștem acest lucru. Dar să știți că singurul adevăr și singura cale pe care noi trebuie să o urmăm este Hristos. El vindecă, El tămăduiește și chiar dacă ne vom îmbolnăvi, vindecarea sufletească și uneori și trupească nu este alta decât trupul și sângele lui Hristos. Să veniți și să vă împărtășiți din Hristos, pentru că Hristos este bun, este Cel care vindecă, la fel cum a vindecat și pe acești doi oameni care n-au văzut. Mergând mai departe, Hristos mai face o minune, vindecă pe un om care era mut și care avea și demon, nu-i cere nimic, ci îl vindecă, fără să-l întrebe dacă crede sau nu crede. Pentru că el, având și muțenie și fiind și cu demon, nu putea să-și manifeste credința. Dar, cu siguranță, după ce a fost vindecat, el a crezut în Hristos. La fel cum au crezut și toată mulțimea care era împrejurul lui Hristos și se minunau că Hristos poate să facă unele ca acestea. Acestea ar fi, pe scurt, iubiți credincioși, minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia care se citește în Duminica a șaptea, după pogorârea Sfântului Duh. Aș vrea să vă pun la inimile dumneavoastră un gând într-o credință a lui Dumnezeu. Pentru că tot Sfântul Apostol Pavel spune atât de frumos în Epistola către Evrei, începând cu capitolul 11, și arată cum credința a fost la temelia tuturor oamenilor bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu, și a celor din Vechiul Testament și a celor din Noul Testament. Și spune așa, începând cu capitolul 11, versetul 33, 34 și 35, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morții lor în viață, alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit bajocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la casne, au fost tăiați cu fierăstrău, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, în munți, în peșteri, în crăpăturile pământului. Și toți aceștia mărturisiți fiind prin credință, n-au primit încă făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca și ei să nu ia fără de noi desăvârșirea. Aceasta este credința pe care în aceste zile și în această lume plină de greutăți, de întristare, de primejdi, trebuie să ardă ca o flacără nestinsă în inima noastră. Pentru că orice s-ar întâmpla,
dacă avem credință în Dumnezeu și dacă îl mărturisim pe Dumnezeu cu adevărat, prin viața noastră, prin ceea ce noi facem în fiecare zi și în fiecare clipă, Dumnezeu va fi cu noi și atunci bucuria va fi de partea noastră. Bucuria aceasta duhovnicească, de care fiecare dintre noi încercăm și ne-o dorim de fiecare dată când venim în Biserica lui Hristos, când ne punem în genunchi, când ne rugăm și când îi spunem lui Hristos despre tot ceea ce avem în viețile noastre. Și aș vrea să închei cu o manifestare a credinței pe care o avem în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, începând cu capitolul 15, versetul 1, în care Sfântul Apostol Pavel arată oarecum finalitatea credinței noastre. Pentru că omul credincios nu-l judecă pe cel de lângă el. Omul credincios îl iubește și pe cel care îi face rău și pe cel care îi face bine. Omul credincios se pune înaintea lui Hristos și lasă pe Hristos să conducă viața lui. Omul credincios îl are întâi pe Hristos în minte și apoi tot ceea ce îl înconjoară pe el. Și spune Sfântul Apostol Pavel, care este datoria noastră, a celor credincioși, a celor cu Hristos. Spune, datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său, la ce este bine, spune, spre zidire. Și de exemplu pe Hristos, care spune că și Hristos n-a căutat plăcerea sa, ci precum este scris, ocările celor ce te cărăsc pe tine au căzut asupra mea. Iată, iubiți credincioși, în vreme de pandemie, în vreme de boală, în vreme în care lumea toată întreagă este panicată și plină de frică și nu știe ce să facă, vine Hristos și ne întărește pe noi cei cu credință. Și noi cei care avem credință și care îl mărturisim pe Hristos, trebuie să-i primim pe cei slabi, adică să ne plecăm genunchii și să ne rugăm. Să-i spunem lui Hristos, să-L chemăm pe Hristos în viețile noastre, ca Hristos să lucreze, pentru că acolo unde lucrează Hristos este lumină. Acolo unde este Hristos nu este boală, acolo unde este Hristos este viață, este prosperitate, este faptă bună, este credință puternică. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe toți Sfinții să ne învrednicească, să avem o credință tare în Dumnezeu și să o mărturisim credința noastră în casa noastră, în lumea în care trăim, la locul nostru de muncă și să nu uităm niciodată să fim buni, că atunci vom fi desăvârșiți. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.